Bună și bine v-am regăsit! Ideea acestui clip a plecat de la o conversație pe care am avut-o în comentarii. Vorbeam acolo cu cineva despre notele care nu prea ne atrag în parfumuri și am vrut să fac prima dată un clip în care să vă vorbesc despre note pe care le prefer în parfumuri și care mă atrag foarte mult și parfumuri care au acele note predominante și îmi plac foarte mult. Însă m-am gândit să fac întâi acest clip, care va fi ceva mai scurt decât acela, desigur, în care să vorbesc despre note din parfumuri care îmi dau bătăi de cap. Ei bine, o să încep cu nota de piele. Nota de piele, știu că este doar un moment, doar o perioadă a mea în care nota de piele nu mă atrage sau mă deranjează, însă da, nu pot să zic că mă încântă prea tare. Și mi se pare că duce parfumul într-o zonă masculină, iar eu acum sunt într-o perioadă în care îmi plac foarte mult parfumurile foarte feminine, foarte luminoase, florale, dulci. Adică cumva nu se pupă perioada mea de acum cu nota aceasta de piele. Cum care are nota de piele care îmi dă bătăi de cap este acest La Perla, La Mia Perla, are cam același tip de piele ca și în Putan de Palas. Și da, este și el tot în deschidere, apoi se calmează, însă mă cam deranjează, ca să înțelegeți. Ei bine, următorul parfum cu piele care mă deranjează în ultima perioadă este Putan de Palas. Norocul meu este că aici se simte doar în deschidere și apoi parfumul se calmează, însă nu am mai întins în ultima perioadă mâna după acest parfum, pentru că nu este o perioadă în care să mă atragă acesta. Da, deci aici are o notă de piele în deschidere foarte puternică, o pot duce chiar într-o zonă de buzi, de ceva, o băutură tare. Următoarea notă, care nu pot să zic că nu-mi place în parfumuri, însă nu prea mă atrag parfumurile care conțin cireșe sau în care nota aceasta de cireașă predomină. Și aici pot să vă dau exemple, de exemplu la Nui Trezor Intens, acela are o notă de cireașă care nu prea mă atrage și mai este și Guess Seductive Red, care și el are acea notă de cireașă care nu mă atrage, dar nu pot să zic că sunt parfumuri care nu-mi plac sau că aceste fructe, aceste note fructate nu-mi plac în parfumuri, însă pur și simplu nu am în colecția mea parfumuri cu cireșe. Buzi Cherry, de exemplu, este un parfum care mă atrage, dar tot l-am amânat tocmai pentru că nu sunt înnebunită după tipul acesta de parfumuri în care cireșele predomină, dar da, asta este. Poate o este doar o perioadă și o să treacă. Vorbim mai departe despre parfumurile Buzi, despre aceste note alcoolice din parfumuri, despre coniac, whisky și alte chestii de genul acesta. Și vorbim aici despre Kahila sau Kahela Lux, este o clonă după Kayali Invite Only Amber, în care în uscare eu simt foarte bine nota aceea Buzi și chiar mă deranjează și mi se pare, nu neapărat că mă deranjează pe mine, pentru că este un parfum foarte frumos și complex, doar că mi se pare că se duce într-o zonă masculină pentru mine. Apoi vorbim despre La Petite Robe Noire, Apa de Parfum, un parfum care a rămas în colecția mea pentru că îmi place foarte mult, dar nu prea întind mâna după el pentru că mă duce cu gândul la vișinată, mai ales în deschidere, apoi se calmează parfumul și îmi place, dar da, simt și în acesta ceva băutură și mai mult vișinată. Colecția mea este un parfum Buzi care îmi place. Nu știu ce face parfumul ăsta, dar mă atrage. Întind mâna după el, îmi place să-l port și nu mă deranjează. Dar este valabil pentru orice parfum, adică unele note care mie nu îmi plac în unele parfumuri pot fi puse în combinații care să mă atragă. Și haideți să
trecem la piperul negru. Piperul negru nu prea îmi place, dar nu îl simt în toate parfumurile, dar am două exemple de parfumuri care au piper negru și peste care și nu am putut să trec peste nota aceasta, chiar dacă este în deschidere. Și vorbim aici în primul rând despre Rose Poivre de la The Different Company. Este un trandafir piperat, dar piperul negru este foarte puternic. Este mai puternic și decât trandafirul, este doar piper negru și trandafir. Ideea e că se calmează, este foarte puternic la început și apoi începe să fie plăcut parfumul, dar totuși nu mă atrage, pur și simplu. Are foarte mult piper negru parfumul ăsta. Și tot cu piper negru am avut Calvin Klein Reveal. Ei bine, avea o deschidere foarte piperată parfumul, apoi îmi plăcea foarte mult, era un parfum de vară, sărat, plăcut, dar nu am putut să trec peste nota aceea de piper negru. Și haide să trecem și la coriandru, o altă notă în parfumul care este cam deranjantă și pot să vă dau și un exemplu, vorbim despre Cartier, Eau de Cartier, un parfum care nu se mai găsește, dar are în deschidere acea notă de coriandru deranjantă. Ideea e că nu este atât de puternică și oricum m-am și dat cu el pentru că nu l-am mai folosit de mult. Nu este atât de deranjantă, parfumul se îndulcește, se transformă, nu este nici foarte puternic, este un parfum ușor pentru perioada mai caldă, însă are acest coriandru și este... iese în evidență în acest parfum și este ușor deranjat, ca să zic așa. Și încă un parfum pe care eu l-am testat și m-a deranjat nota de coriandru împreună cu celelalte note, mi s-a părut prea condimentat, este vorba despre Coriander de la Jean Couturier. Da, este un parfum pe care eu l-am testat și nu mi-a plăcut. Și haideți să trecem și la trandafir. Ei bine, trandafirul îmi place în combinație cu alte flori, îmi place în parfumuri, însă anumite tipuri de trandafir parcă nu mai îmi plac, de exemplu cele puse în parfumurile arabești, cum este și în Intens Cafe, în Ristretto Cafe. Trandafirul turcesc nu prea mă mai atrage, dar v-am zis, aici depinde foarte mult de combinații, dar totuși m-am cam plictisit de izul acela arabesc cu trandafir, cu trandafir și ud, cu trandafir și nu știu ce. Am stat cam departe de acestea în ultima perioadă și trecem și la ultima notă, care este această notă de macaron. Ei bine, cea mai enervantă notă de macaron am întâlnit-o în Thank You Next de la Ariana Grande, care este un parfum așa pudrat și care mie îmi miroase amărar, ceva de genul. Și da, cam astea sunt, a fost un video destul de scurt, dar am vrut așa să vorbesc despre notele pe care am observat și care chiar mă deranjează, am zis, să mai discutăm și despre chestii care nu ne plac, pentru că despre parfumuri care îmi plac vă spun mereu, despre parfumuri favorite, despre hauluri, parfumuri care intră în colecția mea, însă mai discutăm și despre chestii din astea și spuneți-mi și voi în comentarii ce note vă deranjează în parfumuri care predomină în parfumuri și chiar nu vă plac parfumurile acelea. Puteți să-mi dați și exemple, așa cum v-am dat și eu vouă. Sper că v-a plăcut acest clip. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Pe mine mă găsiți și pe Instagram. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Lăsați-mi și un like dacă v-a plăcut acest clip. Și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!